Începând de joi, 6 ianuarie, revenim la restricțiile de dinainte de sărbătorile de iarnă. Potrivit hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, masca de protecție de tip medical sau FFP2 va fi folosită în toate spațiile publice închise și deschise, în condițiile stabilite prin Ordinul Comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, excepție fac următoarele categorii de persoane. Copiii cu vârsta mai mică de 5 ani, persoanele care sunt singure în birou, prezentatorii TV și invitații acestora cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane, reprezentanții cultelor religioase în timpul slujbelor cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane, vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de minimum 3 metri între aceștia și oricare din celelalte persoane din public persoanele care desfășoară activități fizice intense sau în condiții de muncă solicitante sau activități sportive. De asemenea, vor exista noi limitări pentru activitatea restaurantelor pentru spectacole și evenimente sportive în funcție de incidența din fiecare localitate în parte. Magazinele și restaurantele vor fi deschise până la ora 22. La incidență sub 1 la 1000, majoritatea activităților vor fi permise la o capacitate de 50% pentru persoanele vaccinate, trecute prin boală sau care au un test COVID negativ. La incidență peste 3 la 1000, capacitatea va fi de 30%. Concertele și festivalurile în aer liber se pot desfășura cu cel mult 500 de spectatori, iar la mitinguri pot participa doar 100 de persoane.